verbal din 13.06.2019. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Dau curs ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Helegiu și modificarea și completarea listei de investiții pentru anul 2019. 2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru semestrul 1 al anului 2019 și 3. Probleme curente care se depun dezbaterii Consiliului. Cereri, întrebări diverse. Vreau să fac o precizare. Proiectele de hotărâri sunt însoțite de referatul de aprobare al inițiatorului și de rapoartele compartimentelor de specialitate. Sunt avizate de legalitate de secretarul comunei, secretarul general, noua titulatură, al comunei și am observat că s-au dat proiectele de hotărâre au fost analizate în comisiile de specialitate și au primit aviz favorabil. Asta era precizarea cu care încă ceva, dacă e cineva incompatibil pe diversele, așa, o să se abțină de la proiecte. Da, la primul proiect de operare, cum sunt convins că a fost și dumneavoastră, în primul rând de vorba de cei bănuți veniți pentru concursul sanitar, la cel două școderi și Helegiu. Chiar astăzi facem achiziția pentru școala Helegiu, acolo e o construcție nouă și mănuțe și ne-a venit că mănuș, să spun așa, completează exact aproape bagaia estimată. O să fie un grup sanitar de pic de școală, așa cum normal să fie, de 12 metri jumătate pe 7 metri, cu 6 cabine pentru băieți, 6 pentru fete, plus cadre didactice și persoane cu dizabilități. Căldură, greți și faianță, vor fi condiții foarte bune, spun eu. Iar la Drăgulat de Leni, e vorba de 60.000 de lei, am fost acolo cu o firmă, am făcut un deviz, o să locuim geamuri, uși, termopan, tavan, pentru că nu se da bani deloc și se pierde căldură. Trați căldură, greți și faianță nouă, la fel, vechi, coase, ce mai e schimbat. Nu știu dacă o să ne dăm un bani respectiv, dar dacă o mai fi 25.000 de lei, nu cred că o să fie o problemă. Și cu banii cei veniți de la Ministerul Învățământului, vă rezolvă problema celor două școli. Pentru Drăgugești, pentru că e școala unde am promis și am început și să am început cu anul tot, dar am avut un bani de văzut, o să izolăm acum vacanță, în august, tot spatele și cu polistiren, pe Marix aceea, și să facem mondialul astăzi, am fost jucat acolo, cred că un fel de bucătărie, un fel de ceva, nu știu, au femei de servici, să, pentru grup sanitar, pentru calitate, și rămân ca cele două de afară, care sunt bune și au și căldură în ele, să rămână o jumătate pentru el, fete și pentru băieți, parte cealaltă, așa cum a fost prevăzut. Și necesar. Și necesar. Și necesar. Nu, dar de rău nu arată rău, dar de rău, că e lejită, e întreținută, e ok. Dar n-au candidat și toaletă și atunci acolo cred că e cel mai bine de făcut, că e aproape de canalizare, e simplu de... Cred că distrăm la celălalt, o să vină o firmă mai micuță să termodoleze partea din spate și să menajeze grupul... Așa, așa. Da, mai avem de modificat lista de investiții, tot la un proiect, da? Da. Tot un proiect. E vorba de numai solicitărilor de pe pârâul Helegiu din statul Drăgugești. S-a cerut de către locatari din zona respectivă o pasarelă pietonală, asemănătoare cu cea de pe vale, în zona Obeli. Acolo, unde venim cu partea de drum betonată până jos în pădău, continuă spre Ghilică, spre Vaseloaia, spre Manole, spre Mărcinuță pe acolo, ca să poată circula și pe o parte și pe cealaltă, nu mai fi nevoit să traverseze mereu pădău. Înțeles că undeva la 40 ceva de mii ar fost la pasarela respectivă. Să luați în calcul să, dacă faceți pasarela, să-i dați un înălțime
Și aici, în stânga, spre Gavrilă și încolo spre... Adică mai înălțând un metru, nu e cheltuială extrem de mare. O să vină mai înaltă decât cea de pe... acolo, între Păraie. Vă dați seama, fără Dumnezeu avea nevoie să intrăm acolo cu mașini de pompieri. Să nu poți trece din cauza la Păzărele, o bățim ca la Păcărea. Oricum, eu acolo... Nici cineva ești acolo, în stradă. În drumul ăla, nu știu, am avut mai multe discuții cu persoana respectivă. Eu ca pâncărit, pentru că cei de la firma de cadastru totdeauna nu întreabă fabrica pe lor. Eu, o familie, nu-i dau numele aici, care ieși cu curtea până aproape din Părău și nu închis drumul care se duce spre capătul satului. E intabulat, un cadastru pe el, dar pe cine apare în Părău, nu-i apare drumul. Chiar nu se închide, când o să trebuiască, acolo, dacă s-ar retrage el 3 metri, spre el la care muri, nu știu cum îi spune exact, Nelu Gavrilă. Da, Nelu Rusu. Acolo a ieșit un drum, ocupat toată calea de acces. Că dacă s-ar retrage el cu... s-ar putea duce drumul ăla prin Gavrilă, la deal, prin Domnul Guverne, până în capăt. Nu mă cam patron. Patron. Și-o și intabulat-o. Și intabulând-o e o problemă. Da. Pentru că când vine și cadastru, nu întreabă vecinul stânga, dreapta, o autoritate locală, unul care știe. Pune hatul aici. Acolo pune punctul, acolo măsoară și după aceea ai surprize. Am surprize astea foarte multe în comună. Mai ales acolo este terenul intravilan și nu sunt construite, că s-au trezit proprietari cu lățimi din 25 metri și altul în loc să mai aibă 20 mai are 17, că își lua intabulat și se modifică cadastru. Ieri a fost chestia. Da, ieri. Da. Dacă mai sunt discuții pe... Stadiază poliția cum zici? Nu, zic, dacă cum am luat în discuție partea asta, cum ai zis. Adică dacă oricum trecea, dacă se trece pe sub pasarelă, oricum ăla drumul e. Ăla, veniți la un moment dat, vreo 15 persoane, pe am și 5 ani, pot să semneze. Cu Gavrilă, acela care lucrează pe Cimentuc. Da. Eu cu culiță, da. Așa, cu culiță, da, așa. Omul, domnule, avem mașini toți. Toată primăvara asta a fost și acum a fost, este unde ploioasă, drumul a fost mai tot timpul bine traficat. Amenajați-vă cu bulldozerul, așa cum e făcut până aici, încă vreo 2-3 km, că mai puteați vreo 2, dar până în dreptul lui te duci bine din partea stângă, cu dig ridicat la vreo 2 metri, și să poți folosi, măcar tragi mașina acolo, să nu fie... Dar chiar pe partea lor, nu mai trebuie, decât din dreptul bulldozerului. Atât. Nu pe partea lor, a Grăcepțului, mai sus vorbesc. Da. Nu aici. Deci pe partea cu Grafșa și Bocică, cu o zonă de partea dreaptă, da? Așa, chiar în fața lor, dacă s-ar intra cu bulldozerul, s-ar putea face un drum cât de cât accesibil pentru toți cei care sunt pe câteva uliții, dar da, sunt pe dreptul lor. Eu știu sunt de bine în zona aceea acolo și... Dar cu pârâul e greu de jonglat. Vă spun următorul lucru, noi asta am văzut și aici la Troiță. Deci degeaba împingi tu banana, când vine pârâul, nu este nimic în care. Nu trai natura. Am radiat lucrarea cei care au gândit o primară cu bani. Nu am plans cu fapt. N-am nicio șansă să mă continui acolo, pentru că atât de tare băgat să-mi cap de anul ăsta și am ales unde dăduc din banii aia pe balastări, când i-am mai pus 3 linguri de balastru, pe bodoză, pe părâu, că a fost de nu știu câte ori pe părâu, și să facem aici, la ei m-au rus cu Adel, că e dezastru drumul ăla care duce către sus, către Dorix, spre toate lumea ce pe acolo. Și am zis măcar să fac un șans de la domnul, cum îi spune, domnul Geo, de la domnul Cristian, și până sus la intersecția cu ulița bisericii, să facem măcar un șans betonat, să văd 480 de metri, spre, dar nu ar fi nimic să fac normal. Dar am jumătate din zonă, am început să fac bolovane acolo, cred că are 2 metri, 3 metri adâncime. Da, de la viitor. Și pe acolo, mă vin, eu vin chiar și toată lumea, noi trebuie să facem la dealul, smârpă peste tot, e greu, ce doamne, mă uitam,
am avut duminică cu lunii la ora 4, ne-am ieșit în primărie până la mine la magazin, o plouat în 10 minute 46 de metri pătrat la fiecare. Nu știu plouat în următoare parte. E foarte mult, exagerat de mult. Exagerat de mult, da. Da, problema e că când vin ploi de la Seola, e destul de gravă, nu e atât de toate, cât ceea ce aduce aluviunea, adică aduce balastul nisip, încât aluviunul de tot timpul anterior a făcut ca nivelul drumului pe acea zonă de centru sus, vă spun eu că sunt locuri unde depășește un metru. Deci, înălțimii de balast, pământ, ce iară acolo, a dus numai de aluviune. Deci asta creează ca oamenii rămân jos cu casele, drumul sus, șansii, cum să spun, dacă mai continuă așa, în 2 ani de zile sau 3 sau, nu știu, în cât de frecvent vor mai fi ploaie, șanse să fie curțile oamenilor și casele alea inundate, din tot răsuca în centru, o să fie oameni inundați. Nu avem absolut deloc sprijin de partea altor români. Pentru că orice lucrare mare acolo trebuie făcută de ei. Știm cu toții lucrurile. Cam jurată, nu e chiar dat numele de stradă, pe acolo se circulă, dar este actul românii, este intabulată de ei. Eu acum vin din întâlnire cu domnul spătar. Da, ei se dezic când au obligații. Nu, au drepturi și atunci. De atunci ce se face? În fața camerelor, dar ei acolo e justificată treaba la ei. Pentru că știți foarte bine că în 2000, nu știu când era cum era, 2006-2005, acolo a fost lucrare făcută pe cu diguri, cu... Da, da, da. În sus. Da. Un fel de lucrare e făcută... Acolo făcut o lucrare de colmatare, de diguire, făcută cu simț de răspund. Pe care nu permitem noi OAT-ul nostru astăzi. Problema e că, dacă mă gândeam acum 4-5 ani că sunt puțini case de vale, nu e chiar așa. Azi sunt 30-40 de case, dar toți sunt familii tineri, toți au mașini. Deci mă sunt cele mai populare de zonă. Deci toți au mașini. Mă sunt în fetișoara aceea, nu știu, mă cheamă Dima, Mihaela, cred, care are copilul cu probleme. Da, femeia aia nu știu de ea. Își duce copilul fiecare zi la Smândec, la centru, nu știu care, la Santa, nu știu unde. Duce copilul are un copil cu probleme locomotore, chiar și cu... Da, sunt probleme, sunt probleme. Am băgat cu 20 de ani acolo, sunt îndrăgugești, e 1.800 pe oră. Și niciodată mai puțin 12 ore nu-i faci montajul, că știți cum e treaba cu firmele. Da, nu e, o grămadă de bani bagi în părăul acolo și mă spune de fără. Uite, am avut și chiar vreau să-mi mulțumesc și pe această cale, poate ajung la urechile lor, aici la strada Ciungi. Dumnezeu, și nu-i prima, la drumul și a treia sau a patra ori, când oamenii se implică. În altă parte nu sunt mare răbucești, deși unul mă rădășa este. Până s-au mobilizat, am dat 50 de ani eu de la primărie pentru beton. Am cumpărat 83-84 metri cu beton pe 400. S-au mobilizat cu copii, cu femei, au turnat tot drumul ăla betonat impecabil. Dacă eu îl făceam cu o firmă, nu costa un miliard. Pentru că nu vrea nimeni să-ți facă lucrare fără 20% din bani, 30% la stat, firma aceea trebuie să aibă și-a câștig. Ei, gândiți-vă că mi-aș dori să mă iau la mulța biserici, la fel. Ei fac fișoara să trece de la intrare de fier, ca la fel au făcut. Cei din lângă Cămin, cu Bosoi, nu știu care de altă. Deci sunt vreo 4 locuri la care am ajutat cu ce am putut noi și poate consistent, că nu-și permiteau aia 250 de milioane să cumpere ei betonul. Dar munca lor pentru mine a cântărit foarte mult și mobilizarea lor, care e extraordinară. La plătirea, la delegi, să mor dacă cineva a vândat cu ideea asta. Domnul, uite, hai să facem capul de munță, că venim noi cu oamenii, venim la beton și găseam o soluție. Acum vine la mine Ion, nu ne Ion, ne-a văzut din Ghineț. Că a făcut frumos acolo, venim și noi. Am asta nu am cum. N-am cum, nu am să... Aceeași treabă, dacă am aplicat-o pe zona aia de intersecție, cum a spus, îmi spuneați că merge spre dealul bisericii. Zona aia acolo, deci beton are drumul, ar împiedica ca apa să mai poate lua la vale, să poate lua la vale balast, un bolovan, și tot așa. Nu știu ce-i balast, la dealul nu mi-a balast. Cu toată ploaia asta care a fost din ce a fost destul de ingenioasă. Și la Drăgugești, unde era mereu balast în curbă la... Aici unde am făcut betonul, cum îi spune, către un ingus drumul. La Caliu, la Cofrânt. Da, nu m-am dat drumul. A fost o mână de balast. La fel de la Luciorte, unde am terminat drumul și s-au făcut șanță pe ei. Nu, mai știu, frate, la pleacă, așa că... Ce probleme, la asta ar fi o soluție cea mult. La Doriță, dacă ne ajută Dumnezeu și la AMP sau ieșim prin ziua ce nu mai fi la primărie, trebuie urmărit în primul rând obiectivele astea în funcție, că nu trebuie să facem la mulțumesc. Nu, în principal, decât s-o așezat. Acum la TVT nu
timp de asfaltat până la Aron și se termină și Gheriniță, salvat, așa, drumul principal. La Drăgujești, deodată, în centru, încolo, e urât, dar nu. De la Drăgujești, acum ea face achiziția zilele astea fetele, o să începe partea de SF, într-o primă fază. Partea cu Poiana și partea cu Drăgujești, până la Prețu. Măcar cu fără de proiectare și documentație și de avizii. Nu știu că, din punct de vedere, dacă aș fi să gândesc cu sufletul nu dormind și aș face Poiana, că Schenegea. Din punct de vedere al electoratului, că a spus și chestia asta, știți făcut de Drăgujești, cu 50 de ori, 500 de case acolo, foarte mult făcută. Dar vedeți că problemele se accentuează de o zi la altă, mai ales ploile chiar de ajutor să crească. Da, nu mai știu. Deci, ele acum am numai de săptămâna la biserică. De săptămâna de 1 august. O să vină firma să apuce de făcut tot centrul, așa cum am discutat. Jur, fața bisericii tot detonat, parcarea aceea o făceam și acum, dacă așa părintele și mă ruga frumos să fie el și el cu simplu răspundere și dacă da. Nici nu vreau să cer fără răspundere. Cel puțin răspunde calitativ. Da. Deci pe cuvânt. Deci nu am... E om din rădejde. Deci vorbeam cu părintele Bărgăon acum într-o zi, că vis-a-vis din biserica la Delenci, acolo vor să înceapă, ne-am dat și bănuți, ne-am dat și bani la guvern. Ce e cu el? Deci părintele Zorul chiar... Pe drumul ăsta, am trimis mesaje la altă ieri, el făcea cu, are o mașină tăiată beton, dădea rosturi la Popescu acolo, de până la betonul. Deci, prea bun, este implicat. Nu vreau să spunem altceva. Și ce slujbă? Mie îmi place să-și luați cu el. Nu vreau dăm pe oață acum, că nu are rost ăsta. Da. Da. Dar prostul pune la vot da, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. Cine este pentru? Și modificarea. Și modificarea și completarea listei, da, din... Da. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, numărul 2, proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru semestrul 1 al anului 2019. Proiectul de hotărâre se ia de stadiul înscrierii datelor în registru agricol pentru semestrul 1. Articolul 8 din ordinul 734 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Finanțelor și președintele Institutului Național de Statistică prevede că semestrial în ședința Consiliului Local, prin grija primarului, se face analiza statului de înscriere a datelor în registru agricol și prin hotărâre se stabilesc măsuri de eficientizare. În anul 2019, semestrul 1, sunt înscrise în registru agricol un număr total de 3989 de poziții gospodării, persoane fizice și juridice, repartizate astfel, Brătila, Sece, 1091, Delen, 994, Drăgujești, 1255, Helegiu, 553. Persoane cu domiciliu în alte localități, 577. Persoane juridice, 41. Suprafața totală de teren, 7854 de hectare, din care arabil, 2728, pășuni, 1091 de hectare, Fânețe 785 de hectare, vii 75, livezi, plantații de pom 54 de hectare, păduri 2149 de hectare și neproductiv 357 de hectare. Suprafața productivă în primăvara anului 2019 privind culturile se prezintă astfel. Grâu 240 de hectare, porumb 1593 de hectare, floarea soarelui 110 de hectare, legume și câmp și solarii 20 de hectare, plante de nutreț 765 de hectare, lucernă 585 de hectare, trifoliu 80 de hectare. Pom fructifer, număr total 18854, repartizați astfel, meri 1789 per 461, pierfici 352 caii și sarză 640, cireșii vine și vișini 1379, prun 11.000, nuci 2091, alți pom 255. Efectivele de animale la începutul anului 2019 sunt următoarele. Bovine 628 de capete, ovine 2223, caprine 879, porcine 130 de capete, cavaline 140, păsări 12.609, familii de albine 1603 de familii. Da? S-au înregistrat un număr de 105 contracte arendă, s-au eliberat 8 atestate de producători și s-au eliberat 1020 de adeverințe. Toate volumele au fost finalizate cu preluarea datelor din semestrul 2018 și s-au
efectuat modificări în registre conform actelor, declarațiilor depuse de cetățeni. Aceasta este informarea care va fi anexă la proiectul de hotărâre. De cum vedeți, stăm bine la animale. La bovine acolo, la comicultură, la produsele vinite s-a rău. Da, acolo, da. A fost ca chiar nimic. La pe la marte. Atunci, punem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Punctul numărul 3. Probleme curente care se supun dezbaterii. Cere întrebări diverse. Sunt două. Dacă tot se toarnă acum spală de lemn, acolo la mine la parte deja a început să urce la deal foarte mult. Se crapă și se mănâncă. Da, e obiectul unui alt contract cu ei pentru reparații, dar o să mă rog și sigur, am văzut, sunt două puncte. La tine acum și aici la Ferrari ar vorba. Da, da, da. Și în centru. Și în centru mai. Da, și în centru. Oricum, mă uitam la domnul de lemn, o amară, spun așa, cred că îmi arată mereu de că domnul la plătirea care are 12 ani de zi, sau nu știu, dar poate. Da, da. Așa. Azi m-am întâlnit cu doamna care ne-a lucrat pe domnul Dacă Vigești, pentru că suntem cumva în corți cu dânsa, nu i-am dat recepția. Mi-am dat recepția a doua oară, deci recepționat, nici nu vreau să-mi asum lucrul ăsta. Treaba e destul de încurcată acum și chiar aveam de gând să o aduc la cunoștință. Au observat că consiliul expiră pe data de 10 august, dacă nu mă înșel, 10 august. A doua oară a fost amânată recepția pentru că trebuie să la îndeplinire niște, măcar și puncte pe care le-am adus mare. Hai să spunem că înțeleg că are 5 ani de pensiune sau 4 ani, dar măcar acolo pe fel ca unde s-au lăsat drumul, trebuie obligatoriu schimbat. Nu este vina consultului și o spunem că nu e vina mea, că e zona de împătură, că e zona de... E recepție trebuie făcută și sper să o facă, pentru că altfel o să fim într-o situație... Dar și coligură, domnule, a fost o neșeriozitate de acolo maxim. Da, știu. De deci nu, au crăpat din la 3 zile și de atunci au venit și acum, în vara asta, am văzut, au venit cu o cutie din zmonul spui de exact, asta i-am reproșat. Domnule, cum să vii, domnule, că asta e procedura, că ce înseamnă de colmatare? Domnule, nu știu dacă, nu știu ce înseamnă, că eu nu sunt specialist în... Dar asta faci recepția să fie gola complet, nu așa să faci lucru ca lumea, despre asta e vorba. Mai mult au scos în evidență, adică arată și mai rău. Și la dire, nici așa, lăsăm aici, la ce zice, cum dacă nu se lasă, adică nu pleacă gabionul sau pleacă zilul de sprijin, dar și la drău de ale și la hei de rău, niște avem zilul de sprijin care nu se mișcă acea secundă. El se lasă pământ, pământul îi plin din mlăștinos, e pământ. Dar aici se poate cu 4 ani, tocă din 3-4 ani, tot betonii, nu? Mi-aduci două mașini din piață și o faci, spune că o face, dacă nu o faci o să fie nasol pentru noi. Când îi expiră autorizația, trebuie să contractăm o altă firmă, să vină un expert care să ne facă lucrările, o să fac o lucrare de 2-3 miliarde cât o să evalueze evaluatorul și o să vină o să prins, ne judecăm cu ea 2-3 ani de zile și nu știu unde scoatem banii ce, nu îi scoatem, îi scoatem din buzunarul din buget și o să vrem să-i recuperăm în 2-3 ani, când de asta noi lucrurile merg așa cum merg. Pentru că legile noastre nu ne ajută, nu sunt sprijinul autorităților locale. Noi, de exemplu, podul de la Unieș, unde stăm și noi să facem. Deci, din loc, nu știu mai ce se întâmplă. N-am nicio treabă cu nimeni, nici poate să fie al meu, poate să fie oricui. Probleme din management clară. Și nu a primat, nu a niciodată din primar la Unieș, dar ce e vina, Alex, se întâmplă? Dar la mine, dar nu pot pe la HDG, e vina mea, că e pe DN11. Trebuie, am făcut de două poduri, un pod paralel ca la Buzău și când terminai, aveai două intrare, două ieșiri și terminam. Și ce nu? Nu cram pe unul. Mai avem, mă vezi, având în vedere că asta este singura cale de acces exact. Despre Brașov. Exact. Spre da, și-l poate, exact. Da, ce se dă. Fluidiza intrarea în oraș și ai blocat mereu. Un sens da, mare ce la Damaschie. Făceau două sensuri din capul. Da, vă pune, dă cu sfatul, ce să zic. Că suferim cu toți, adică eu nu sunt cetățean al Unești. Când am pe copii la școală, începe la tine. Nu poate zola la microfon, nu poate zola la microfon să se vede de Unești. Vom vedea ce-o fi. Da, dacă domnul mă dă, ați spus că schit. Da. Drumul de la schit, am gândit o discuție, îl facem. Am stat pentru că pe 5, pe 6 august ies cu chemarea la față și eram acolo. Da. Văzut că vremea așa cum iese, am să fac atunci cu o săptămână înainte două zile, să iasă foarte bine. Am avut două zile, am discutat cu el. Ne-a mai ajutat domnul de la primăria Bărsănești și mereu sunt și eu în locație plită și chiar. Nu arată foarte rău. Sunt două, trei puncte acolo unde... Bine, într-un de pământ. În plouă este practicat. Și când e viitor la multe... Nu știu ce să... Și acum cu... Bărăi de astea unde s-a pus boala, mai ales puteți la Mihaela.
A rămas ele acolo pe bolii 4-4. După la Slovația. Da, tot, da. Tot, 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 la Drăgujește, domnul primar, în zona 3, Fântâna Gru, este o fântână veșnică și de demult. Și mulțumim domnului că se zboară de acolo și e una din cele mai folosite surse de apă. În urma unor lucrări făcute la primărie, da, s-a ajuns că oamenii nu mai pot lua apă de acolo, nu mai au acces, datorită faptului că bazinul la i-a rămas mai jos, și nu înainte era ceva mai jos, dar avea o țeavă care se scurgea apa, ei, acum e obturată, și chiar, deci trebuie să te duci cu 5 mișor, să-ți iei o gâlă de apă, deci sunt puși într-o postură... Să mergi o probă, doi, cu o mare dată, nu știu când vrei, dar trebuie neapărat o măsură, încât eu am văzut femei bătrâne acolo, dar deci de dircă săraca fusta și intră în apă ca să iau gâlă de apă, deci chiar e de... Acolo a făcut un șans de scurgere, nu știu, deci trebuia ținut cont de scurgere, o să vedeți că e realitate, nu-i... Da, a făcut un vis, toată apa e venit de s-au umplut cu nămor și acum da. Să trebuie mai avem o problemă care s-a acuzat din o plângere sau nu știu ce, care vă spun sincer, n-am ce treabă, mă desfie, am dat dinăță. Dacă ați spus. Dar asta o discutăm partea. Aia cu Vanul? Nu, da, discutăm, da. Cam asta, să luați măsuri de rezumă. În ce stat de lucru suntem la de Vau? Deci am venit întrebat din fără, am ajuns la 100 de metri în iar. Ne-am oprit pentru că consultorul spune că nu sunt șanse mai mari. Deci este până acum maxim. Cu cât cobor mai jos, apa din proastă calitate. Am dat de 3 puncte unde se pare că ar fi apă. Nu știu cantitatea și nu știu calitatea. Au venit geofizicianul, au luat probe, fotografii ce au făcut acolo, au început să tubeze pe conductul 38. Cu filtre, termină de tubat și îți dea Dumnezeu să fie măcar cât de puțin, dar să fie. Dacă nu am pierdut câteva sute de milioane de euro. Dacă nu, deci nicio șansă. E ultima șansă care să văd. Altă șansă ar fi să dea Dumnezeu să avem bani și o minte luminată aici și tras apă de-a ta e legiu. Este singur. Era, este singura șansă. Și, primarul lasă Dumnezeu o secundă. Are acum un proiect de rulare pe PND de alimentare cu apă comună. Duc mult mai mult că decât ar fi trebuit să ducem noi. Și au săpat la dreptul Verșeștiului, acolo, în Albia Tasmului, trei foraje, tot cu aceeași firmă, cu la Forser, de la Comănești. Nu au mai mult de 40 de metri niciuna. Și are 11 timp pe secundă, ca și debit. Gândiți-vă dumneavoastră că noi alimentăm de Reș Drăgujești astăzi cu 1,5 litri pe secundă și fără dor și fără boate. Este apa ta cât este. Șansele sunt mai bune pe mare lucru. Dintr-un singur principiu, sănătos. Deci eu am făcut discuții cu cei care fac fără și spun așa, doamne, să te ferească Dumnezeu să dai de o sursă de apă într-o zonă mlăștinoasă, mâluasă, că imediat împundă filtrele și nu o să ai debit niciodată. Pe când în zona de Tazlău, fiind Petriș și Nisip, nu se mai ai problema asta care se împunde filtrele și nu o să ai debit. Deci sunt foarte multe puțuri care s-au mâlit pur și simplu. Și nu poți să oprești treaba asta. Deci 100 de metri că o să fac mai bine de 60 de metri numai în stâncă. Deci o stângă din creine, așa se spune, din creine. Da, da, nu poți să-ți dai seama. Deci nu, da. Dar măcar eu sunt mulțumit. Chiar dacă nu găsesc apă și o să-mi o impun de la un moment dat, deci contra, sau am discuții clare pe chestia asta, dar măcar știu eu, am încercat lucrul ăsta și v-am spus eu și noaptea să găsesc apă acolo pe pământul. Asta mă termină cu chestia asta cu apă. Dacă nu, pentru că drumul arată așa cum arată și încet, încet se va strica cu stovada de râd, o să încercăm și să aducem, e foarte mare investiție pe mine de vedere. Mai mult e stricăciunea. Trebuie să circul cu el tot drumul, de jos din șes și până în capătul satului, când tu ce rezervă. Asta e cea mai mare problemă. Partea de drum care o facem noi acum pe râul, nu o fac lată, o fac de 4 metri lățime cu 1 metru acostament, deci 5 metri în fața la dosare. Și o să rămână cam 1,5 într-o parte, 1,5 într-o parte, bă, unde să ducem canalizarea. Doar alimentarea, domnul primar, spate și nu știu, nu poți să duce.
Nu pot, pentru că nu putem face absolut niciun proiect astăzi până când nu faci dovada proprietății. Nu poți să obții autorizație. Îți ceri un plan situații și certificat de exact de carte funciară, trebuie să fii proprietar. Da. Singur, și nu cedează omul un metru? Dar trebuie să cedezi. 150 de oameni. 150 de oameni făcute acte. La toți trebuie să le faci acte. Pe drum. Pe drumul nostru tăiat 40 cm, 50 cm și asta. Era un prostit. E un prostit, da. Nu, orice atunci nu caută. Mai ales că spune, bă, mă duc la 2 metri, bă, poți să arăt cu... Ce vrei tu să spui? Da, nu, doi. Atunci, în 2007, se putea. Pentru că ne-am întrebat cum e atunci, se întreba pe deva declarații, nu se cereau certificat, instalat de carte funciară. Deci chiar nu l-a fost în primul moment. Domnule, eu am spus la noi în țară, sunt opreni din partea societății, îmi ținit pe loc. Nu sunt real. Nu sunt real, nu știu care este situația. Nu, eu mă uit în comune că se lucrează mai mult decât în, pe, la stat. Uite un drum național care stă pe loc. Noi nu știm cine nu vrea să fim noi bine. Nu. Știm bine cine nu vrea să fim bine. Aia e mare. Păi da. Ok, dar nu mai un turist din Germania până la București face o jumătate de oră și dacă vrea să duc la Castelul Branc face 4 ore. Vă spun că am întâlnit un taximetrist în Brașov care mi-a zis, băi, știi ce mi-a zis la undeva pe Predeal? Ne-am spus, domnule, oprește-i. La primul hotel, vreau să mă odinez. Deci nu mai puteam, avea 3 ore jumătate de taxi. Stat în mașină. Stat în mașină, bar la bar. Și zice, nu vreau să mai, zice, băi, nu mai vreau să ajung, nu știu că avem unde aveam programare. Mare rost de bilete cumpărate, băi, prezent. Nu mai vreau să ajung, așa că nu vreau cineva să vede. Băi, vreau. Să vreau. De 24-25 am fost facem ziua comunii. De la prătirea. Încă nu am semnat cu trafie. Nu știu de cine să avem. Da, și o să avem Sfinția Semnării despre una care vine vineri. Da, vine la ora 12:10. Vreau să întrebă, după apa, care din conducta nouă, să luați la regiuni, câte ani, vreau 4 ani, sunt ceași. Vine la țara. Cealaltă? Și la regiuni. Vine la țara. Cum o să vină? Vine la autorizație. Cum? Domnul Cuvan a văzut un model spre conflict. Au început oamenii să meargă pe taralele cetățenilor. S-a stricat tot râul, s-a stricat porumbul. Deci nu vă spun ce e acolo. S-a făcut o râpă de 2 metri acolo. Nu, a fost eu acolo. Dar azi dimineața m-am dus special să văd, domnul primar. Deci, din asta nu mă așa. Nu se poate deci, trece, adică e până la scoarțele de la căruță. Eu am pământ închele și eu, și mă duc. Nu sunt așa acolo. Mașina de teren sau? Nu, o fel ce la mine, nu te urmați. Și ați putut trece pe acolo. Înseamnă că nu m-am putut de trece și ceilalți care au pământ acolo. Cred că am putut să dacă nu o dar se face de un metru și ceva mocirlă, adică... Trec cu mașinile foarte mari și agricultorul și în jurul de mașină. Dacă agricultorul concesionat a trebuit terenat, nu se intre și drumul în obligația lui să-l repare, nu? Normal așa trebuie. Păi da, așa trebuie. Acum se face o adreză, se intre să vedere, se repare drumul. Mai face și una, poate n-aș teren. Da. Adică eu am apucat acolo paralel cu drumul, mi-au stricat tot acolo, jumătate de mic, da, nu se poate, da, era un tub acolo, toată lumea trece cu bucățile noastre, da. Sau mai încolo spre Hereștiu. Mai spre Hereștiu, dar e paralel cu drumul. Da, acolo era mereu, da. Adică este foarte, foarte grav ceea ce se întâmplă. Toată lumea trece pe unde vrea, numai că drumul nu se poate circula. Am văzut acolo, eu știu de ce ai mult din concesionar, păi sunt doctor de... Mai sunt și eu, n-am concesionar niciun fel de teren. Nu pot să dau la alții. Îl facem noi. Dacă nu mai să discuți, declar chestia.